Potrivit datelor recensământului proaspăt încheiat, multe din orașele României nu se mai încadrează ca număr de locuitori în definiția municipiului sau orașului. În județul Hunedoara sunt 5 unități administrativ-teritoriale care nu mai îndeplinesc din punct de vedere formal condițiile pentru a se menține la acest rang. Este vorba despre orașul Aninoasa, care mai are 3.369 de locuitori, municipiul Brad cu doar 12.690 de suflete, municipiul Orăștie cu 16.825 de locuitori, Lupeni cu 18.699 și municipiul Vulcan cu 19.772 de locuitori. Pentru investirea unui oraș cu statut de municipiu, legea prevede îndeplinirea mai multor criterii, printre care și cel demografic, adică să aibă o populație minimă de 25.000 de locuitori. Însă zona de influență a municipiului trebuie să aibă o populație de peste 30.000 de locuitori. De menționat faptul că în anul 2016 guvernul a elaborat o strategie prin care intenționează să modifice clasificarea orașelor și comunelor, urmând ca acestea să fie diferențiate în funcție de o serie de criterii pe care trebuie să le deplinească până în anul 2025. În documentul menționat apare și noțiunea de oraș cu caracteristici rurale.